Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj urgent are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip sau când tu ai descoperit această filmare. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. Poți să asculti ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine? De asemenea, poți să alegi un număr pentru o situație, un număr pentru altă situație, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Începem cu un mesaj din partea Arhangelilor pentru numărul 1. Ce trebuie să știi? Un mesaj urgent. Avem alungarea entităților adverse. Deci, tu ești într-o perioadă de curățare, ești într-o perioadă în care reușești să elimini ceva negativ din viața ta. Numerele importante pentru tine în acest moment sunt 30 și mai avem și cifra 3. Deci, este un moment de înțelepciune, este un moment în care începi să-ți dai seama ce este bine ce nu este bine în viața ta. Culorile importante. Galben, albastru, portocaliu, roșu, verde, iar arhanghelul Jofiel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să-ți alchimizezi limitările în lumină divină. Sunt păzitorul porții paradisului și te inspir să deschizi poarta fericirii paradiziace din ființa ta. Te protejezi de influențele negative. Foarte frumos numărul 1. Deci este un moment în care Arhanghelul Jofiel te ajută să spui anumite limite în legătură cu viața ta, în legătură cu sufletul tău și poate chiar cine știe îți face curățenie în viață. Poate ești într-o perioadă în care simți că anumite relații nu mai pot funcționa, ești într-o perioadă de înțelepciune, simt eu aici. Bun, hai să vedem și mesaje din partea tarotului. Am luat un tarot magic. Vreau să văd mesaje pentru numărul 1. Ce trebuie să știți în acest moment? Ok. Au ieșit două cărți foarte importante. Avem patru de spade și uh, Judecata. Deci este un moment aici în care tu meditezi, studiezi, analizezi o situație urmează o întâlnire importantă pe care o vei avea. Este o întâlnire cu o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult timp. Poate este o persoană da, care urmează să-ți ofere o veste importantă. Însă ce văd aici foarte clar este că în acest moment tu te gândești foarte serios să iei niște hotărâri importante în viața ta. Simt aici o perioadă de pauză, de relaxare sau un moment în care ești foarte mult pus pe gânduri. Pentru că, uite, judecata aici vine clar cu o hotărâre, dar și cu faptul că fiecare primește ceea ce merită. Poate te gândești la un răspuns pe care urmează să îl oferi cuiva sau simți energia unei persoane care stă în liniște și analizează foarte profund. Tot ceea ce se întâmplă. Să vedem, în continuare. Aici avem regina de monede. Da? Regina de monede înseamnă că analiza aceasta are legătură și cu partea practică a lucrurilor și cu partea practică a vieții. Hai să vedem. Numărul 1, în continuare. Șapte de spade. Deci, șapte de spade, să știi că vine cu această senzație de dezamăgire. Deci, cineva aici poate se sustrage de la o întâlnire sau poate aici vei afla despre niște minciuni care au fost spuse, poate să fie o întâlnire cu o persoană care um, nu este sinceră sau o persoană care fură, cineva care își urmărește aici interesul. însă după această judecată, uh, simte energia unei persoane care nu știu, se simte puțin dezamăgită. Cineva care în sfârșit uite, poate să înțeleagă că e bine să nu mai mintă, pentru că avem un as de spade, luna și cumpărăteasa. Aici poți să afli niște informații prețioase de la o femeie, cineva care îți poate deschide ochii. Poate este o prietenă, cineva din familie. Pentru bărbați veți afla niște informații destul de surprinzătoare în legătură cu o femeie. Poate chiar persoana aceasta vă pregătește ceva în acest moment, se gândește la un răspuns. Însă, ce mai văd aici este că soluția la problema asta este să te iubești, să te apreciezi pe tine. Să vedem în continuare. Da? Deci, poate să fie o decizie pe care cineva o ia și care ție personal poate ți se pare puțin dureroasă. Sau poate ai primit-o deja. Hai să vedem în continuare ce urmează, ce mesaje mai are tarotul, numărul 1. Lumea și mesagerul de foc. Lumea, deci, lumea reprezintă un moment în care parcă tu te înalți, îți iei zborul, da? Uh, ieși dintr-o situație dificilă, dintr-o situație de care ziceam eu că e tensionată, Poate s-a întâmplat deja acest aspect și lumea aici reprezintă o închidere karmică. Înseamnă o eliberare. Pentru unii, dacă sunteți într o relație și dacă ați avut un astfel de moment, aici fie iertați persoana aia și atunci aici se poate închega o relație pe o viață întreagă, fie dacă este o relație veche în care aceste lucruri persistă de mult timp, aici văd clar că apare o eliberare, apare un sfârșit. Poate să însemne aici, mai ales uite pentru cei singuri, că este un moment în care încetați să vă mai mințiți pe voi, încetați să. Uh, să vă faceți rău singuri, pentru că eu așa simt aici, da. Mesagerul de foc. Deci aici e clar că apare un succes, o bucurie foarte mare, dar și o dorință de a experimenta lucruri noi. Dacă este vorba despre un loc de muncă, aici eu văd clar că tu fie găsești ceva în străinătate, fie la drum lung, fie este vorba de zona de online, unii poate vă găsiți o pasiune și atunci când îți place ceea ce faci, atunci când iubești tot ceea ce faci, nici nu simți cum trece timpul, nici nu, -ți, nici nu ți este foame, nici sete, nu te interesează de nimeni nici de absolut nimic și cu siguranță aici vine și împlinirea la pachet atât financiară cât și personală. Împăratul asul de foc pentru cei singuri pentru cei singuri aici trebuie să dați dovadă de foarte multă maturitate, de foarte multă asumare, cumva trebuie să, uh, să aveți niște reguli bine puse la punct, trebuie să dați dovadă de înțelepciune. Da? Și dacă e așa și deveniți persoane neapărat mai rigide, da? mai înțelepte, cumva mai raționale, este important să ne ascultăm și sufletul, însă trebuie să trecem totul și prin filtrul rațiunii. Aici mai văd o nouă persoană care poate să apară, este un lider, este o persoană cunoscută, dacă este vorba despre muncă, aici poate să apară o avansare sau o oportunitate de a merge pe cont propriu. Foarte frumos, numărul 1. O să mai cer niște mesaje suplimentare din partea acestui oracol pentru tine. Din nou, a ieșit Cartea Justiției, Cartea Actelor, și avem o pisică, avem o persoană geloasă, o persoană care mai bârfește. Își simte aici că se face dreptate în legătură cu cineva care a mințit, în legătură cu cineva care a trădat. Și uite, îmi apare eliberare. Eliberare, stabilitate materială. Poate unii rămâneți surprinși de hotărârea cuiva. Din nou, deci și acest oracol vorbește despre faptul că tu aici urmează să afli un secret sau urmează să găsești o soluție la o problemă. Este o soluție magică. Magică. Și are legătură cu un inamic. Cineva care e cu ochii pe tine. Da? Avem un, un mesaj surpriză. O veste, ceva ascuns, ceva valoros, și avem mesajul femeie, femeie cu responsabilitate, femeie căsătorită, femeie puternică. Uite, tu te poți elibera de lucrurile astea și poți deveni o astfel de femeie. Da? Um, mai vreau o carte, numărul 1. Da, deci aici e clar, tu urmează să primești niște mesaje, da? Poate într-o discuție, poate sunt e mail apeluri telefonice care vor duce spre o transformare foarte puternică. Voi lua câteva mesaje din acest oracol, din bolul dorințelor. Te poți gândi la ceva dacă simți nevoia. Cifra 4 cu mesajul prieten sincer. Spirit, libertate, Neptun, lacrimi, profund, jos, deci cineva care va fi sincer cu tine în legătură cu o durere sau poate un prieten care e sincer în legătură cu durerea ta. Avem iubire, planeta Venus, legătură aici, văd cu zodia pești cu Neptun balanță cu Venus și Taur. Cifra 3 cu mesajul informații, deci niște informații pe care le primești, poate în legătură cu o relație, cu niște bani, cu o poveste importantă. Și apoi avem prezent, trăire, iar ultimul mesaj, suflet pereche, îmi este dor. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă vrei și o analiză pentru sufletul tău, găsești gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Hai să vedem un mesaj din partea Arhanghelilor pentru tine, un mesaj urgent, ce trebuie tu să știi în acest moment pentru sufletul tău: puritatea și spontaneitatea. Cifra 4, foarte importantă pentru tine în acest moment. Simt aici o energie nouă, simt sinceritate, e ca și cum te-ai uh, uh, renăscut, da? e o viață nouă, înveți să trăiești din nou, te bucuri din nou de viață. Dar văd aici foarte multă sinceritate, foarte multă bucurie din punct de vedere emoțional. Pentru unii, un copil ar putea avea un rol important în acest moment sau un nou proiect, da? Lucrezi la ceva cu tot sufletul, dar poate să fie vorba și despre o relație în care te implici trup și suflet, care trece poate în acest moment printr-o resetare. Culorile importante, portocaliu, albastru, galben, verde, argintiu și non-culoarea alb, iar arhanghelul Gabriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelezi starea de copil al lui Dumnezeu, te ajut să trăiești totul cu bucurie divină. Deci, eu simt că tu ești într-o perioadă în care faci ceea ce simți. E ca și cum îți redescoperi acel copil interior pe care îl ai, și încep să te bucuri de viață exact ca un copil, încep să te bucuri de tot ceea ce este în jurul tău. Pentru unii văd o legătură foarte puternică aici cu persoane mai tinere. Hai să vedem mesaje din partea tarotului pentru numărul 2 și a ieșit deja prima carte, Asul de foc, da? care din nou este o energie tânără, frumoasă. Ești într-o etapă în care vrei să acționezi într-un mod nou, te pregătești să te îndrăgostești din nou, poate să reprezinte și o flacără care se reaprinde într-o relație, dar tot se accentuează această idee. Simt eu că e ca și cum te-ai născut din nou, e ca și cum simți totul din nou, simți că retrăiești, simți că descoperi acum lumea pentru unii văd foarte puternic aici o pasiune, da, pe care uh, poate ți-ai descoperit-o recent sau pe care o ai și care. Uite, îți poate aduce foarte multă speranță de viață. Mai văd aici multă pasiune, multă dorință de a experimenta. Hai să vedem în continuare mesaje. Avem forța, o legătură cu zodia Leu. Aici este clar că poate să urmeze un fel de confruntare, da, un fel de confruntare. Poate este și o persoană puțin geloasă, invidioasă, însă, în același timp, văd că tu îți iei toate forțele și ai curaj, ești bun, ești răbdător da? și ești pregătit să pui toată energia în această speranță pe care tu o ai sau în această pasiune. Apoi avem aici un 5 de spade, 5 de aer. Deci, poate, uite, în sfârșit ai curajul să ieși dintr-un compromis. Ce mai simt aici este ca un fel de provocare care apare în calea ta, în calea acestui nou început, în calea acestei noi vieți, în calea acestui nou proiect. Da? Și este o persoană aici care își urmărește propriul interes poate are legătură cu un compromis pe care urmează să îl faci tocmai pentru a-ți îndeplini acest vis. Da? Poate are legătură aici cu o așteptare mare în care ai fost pus. Ce urmează? Numărul 2. Ok, avem mesagerul de pământ și trei de cupe. Deci aici uh, este o provocare care apare, dar care, atenție, ție îți oferă foarte multă stabilitate, foarte multă siguranță. Cavalerul ăsta de monede înseamnă și un moment în care începi să devii mult mai sigur, mult mai stabil pe ceea ce faci. Poate încep să-ți dai seama că e nevoie să vezi și partea practică a lucrurilor și partea practică a vieții. Însă ce mai simt eu aici că este un moment de maturizare, un moment în care ceva încetinește. Fie o relație trece de la pasiune la prietenie sau la ceva stabil, fie este vorba despre un moment în care îți dai seama că este nevoie să iei lucrurile încet, sigur, asumat. Ultimul mesaj este trei de cupe care vine cu o bucurie mică pentru sufletul tău. Vine cu o petrecere, da? sărbătorești ceea ce ai. Deci aici eu simt că tu depășești o etapă extraordinar de puternică. E ca și cum reușești să-ți învingi acele porniri da, legate de orgolii, legate de gelozie, legate de posesivitate. Deci tu reușești aici să depășești această etapă. Iar în final, așa cum am zis, văd bucurie, armonie. La baza pachetului, ce avem aici este nouă de cupe, ceea ce reprezintă o energie foarte înaltă, asul de cupe, deci noi emoții, noi emoții încep să vezi lucrurile altfel. Poate știu eu te-ai aventurat, poate ai zis gata, acum am dat lovitura și universul vrea să te așeze mult mai bine, vrea să te așeze relația mult mai bine. Poate dacă ai întâlnit doar persoane neserioase, este momentul ca tu să dai exemplu. Este momentul ca tu să încetinezi ritmul. Să încetinești ritmul. Deci, eu simt o energie foarte frumoasă. O împlinire, o mulțumire. Hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol. Ce trebuie tu să știi, numărul 2, mesaje? Ok. Este un lup, este o persoană poate uh, misterioasă, poate este o persoană singuratică din fire, poate să fie și un inamic, da? cineva care fură, cineva care nu e sigur, cineva care este lângă casa ta. Lângă casa ta. Poate este vorba despre ceva ce tu credeai că e stabil și acum uite ți se arată că nu este așa. Da? cineva care urlă aici lângă casa ta, cineva care poate este lângă familia ta. Și văd aici o veste bună pentru tine, da, văd multă fericire, văd mult romantism. Deci este clar că tu reușești să depășești un obstacol, numărul 2. Și văd pe cineva care îți oferă un mesaj în legătură cu o soluție sau în legătură cu un secret. Poate să fie o propunere pe care cineva ți-o face, și tu ești foarte entuziasmat. Ia să mai vedem. Numărul 2. Un ciclu care se închide, deci o etapă aici care se închide, așa cum spuneam, și merge în altă etapă, în alt departament, în altă etapă de iubire sau uh, reușești să înveți ceva din ceea ce tu ai trăit până acum. Pentru că mai apoi, mie mi-a apărut cartea succesului, cartea mândriei, cartea încununării. Deci, aici tu vei avea succes, vei avea bucurie în legătură cu ce ai întrebat tu. Chiar dacă este clar, văd aici puțină teamă și cineva care se grăbește, o distanță, o călătorie îndepărtată, văd aici și o iubire sinceră. Uite, pentru unii poate să apară o iubire de la drum sau în urma unui drum pe care îl faceți cu partenerul, acolo lucrurile sunt mult mai frumoase. Să vedem mesaje din bolul dorințelor. Te poți gândi la ceva sau la cineva. Multe mesaje numărul 2, dar le voi lua pe toate în considerare. Avem luna septembrie, cifra 9, o companie plăcută, zodia balanță, zodia fecioară, Wow! Și interesant e că au ieșit două mesaje, acum le-am văzut, pe Arhanghel au ieșit. Deci uite, avem așa chakra 4, iubire, bani, portocaliu. Deci aici tu trebuie să faci din iubire ce vrei să faci ca să, nu știu, ca să te rezolvi problema financiară sau poate are legătură cu faptul că ai întrebat și de zona financiară și de iubire. Apoi avem culoarea roz, scrisoare, mesaj. Miraj, inițiala M, și e un mesaj care te surprinde. Vară, anotimpul de vară, cu mesajul vacanță, relaxare, deci poate afi niște informații, da? Cu mesajul îmi pare rău, apus să nu disperi, avem mesajul copil. Apoi, viitor îndepărtat, sincer, și cineva care e sincer. O veste bună în prezent. Apoi avem zodia Rac cu mesajul căsătorie, familie. OK. Iar ultimul mesaj comunicare, dualitate și zodia gemeni, deci numărul 2 aici a voi primiți un mesaj, veți avea niște vești care vă vor surprinde, însă ce văd eu e că lucrurile se rezolvă. Însă repet, e nevoie de seriozitate din partea cuiva sau de a lua lucrurile mult mai încet. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Iar dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.